ce poți face? Dar tinerieța nu o mai pui la loc veci. Se duce ca apa. Și bătrânii bine că trebuie să mor. Am trăit două vieți, omul, vede. Cum vine cu lumea, Ovidiu? Când lași din tatăl. Atunci e bine cu lumea. Atunci e bine și ai prieteni și ai pătăți. Dar când îți ce-i dreptul, îți mânioși tăi și te înjură. Dar când le dai din tatăl, atâta le bine le pare să iei după tine că ți-ar lua și pielea de cărbiede că ești prost. Un părinte poate avea grijă de 10-15 copii, dar aceia nu pot avea grijă de un părinte. Că tot îl mână de la unul la altul, du-te la el, du-te la acela. M-am mai dus odată în sala popa după să-mi dă în tigeta mâine. Și ne-a luat o plănie de asta pe mine, știi? De asta. Da. Curată, nu. Și am plecat de aici și m-am luat și am luat-o cu înaintea înapoi. Și am... Da, da. Când am ajuns acolo, o pune niște babe pe la popa. Eu nu m-am mai uitat că cu mult. Am văzut că nu... Hai, zice, atâta lucru ai că, zice, ți-ai luat planeaua cu înaintea înapoi. Hai de mine și de mine. Asta ce-mi plătești. Mă uit așa aici. Dar pe tot a mea aici. Ei, dar vezi că o și văzut. Mere la biserică, nu mere să roage lui Dumnezeu să țipe o lacrimă și să plângă. Că vezi ce n-a cazuri vine peste noi. Fără să uită cum e îmbrăcat, ce are pe el, cum e, cum e și-a. Uite între voi, văd 10 lupte. 10 lupte unite între voi? Ei, și am avut mai multe voi ca amu. Vă 250. Oile tot strânsă pânga mine, știi așa? Și ei cu gurile pântre voi așa. O poțeapine. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele tău, să-i voia ta, facă-ți împărăția ta, precum ești în cerul și pe pământ. Punea noastră de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă păcatele noastre, cum iertăm greșitilor noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Ce poți face? Dar tinerieța nu o mai pui la loc veci. Se duce ca apa. Și bătrânii bine că trebuie să mor. Am trăit două vieți, omul, vede. Mor oameni tineri și niveste. Tinere, măi, măi, Ovidiu, când le vezi moarte, mă, și pe oameni mor tineri. Și ele, biatele mândre, mă, și jale, mă, să le vezi moarte. Când se capătă între oile, nu lăsăm țăcânii din colo, tot o omoară. Și de nu omoară o strică și nu trăia. Deci poți să ai 100 de câini că... Da, nu fac nimic. Lor le pare bine când omoară oaia, că mănâncă și ei. Mănâncă un pic de carne. Cum vine cu lumea, Ovidiu? Când lași din tatăl. Atunci e bine cu Atunci lumea. E bine și ai prieteni și ai pătăți. Dar când îți ce-i dreptul, îți mânioși tăi și te înjură. Dar când le dai din tatăl, atâta le bine le pare să iei după tine că ți-ar lua și pielea de cărbiede că ești prost. Și s-ar trau peste-a lui. Nu, ce să faci? Mi-ai lăsat mult din tamne tale. Am lăsat cât o vrut ei. Și am un cât m-am die cu atâta de nu dai, nu-i bine. Că nu-i bine. Muța-i bietul om să răbde și să lasă din ta lui până pieri. Ai spus că lumea e doamnă. E doamnă de pe doamnă. Și-o învăța liceu și facultăți. Da, dar nu putem hități, domni. Sau popci, sau profesori. Dar de ce de atâta pe un de țaran și-l prostea? Și n-are dreptul necării. Că de-ai oprit o mașină să te ducă cu bani, să râde de tine, trepângă tine ca pulgerul. Dacă când-i duci brânză și lapte și mielul,
atunci e bună. Dar atunci nici nu se uită când o oprești, că e bietul țaran. Să nu zic că s-o oprești, dar o opresc eu de bună voie, că trăim după el. Nu-i luăm țelea după el. Eu luăm țelea după el, o belim și o facem de pantofi. Bani Coleșucă. Da. Aici ții oile pe timp de noapte? În staulul ăsta? Da, aici, Zani. Și aici ții și vacile în grajd? Vacile nu sunt aici. Când or vine, am pașunii acolo în vale, verde-ni. Când și... or vine la pe aici, la... Și ursul umblă puternic aici, la mine tale? Nu umblă până am urmă, dar prea mult bat sortare ăsta, toată noapte. E mar, nu știi de asta, că și nori flamângă. Nu știi nimeni ce-asi. Da, dumneavoastră a spus că sunteți primitivi, dar sunteți oameni foarte deștepți. Știți păi, foarte no, multe. Așa mă ajute că lumea, că pentru ce stau aici? Ce nu mă duc în sat, că am căs, am de tăte, să stau aici nebun în pădure? Nu. Ce le poți fa la lume? Ce poți face cu oamenii și cu prietenii, nu mă duc, dar hai. E, țăranul multe trebuie și nu-i ajunge veci. Odată se rumpe lopatul, odată piere baca, odată beceag porcul, odată beceagă femeia, nu-i vrea să o scoli. Tot vietul om să se ducă până poate. Vietul țăran, e mult o fă greu, dar nu la tăți. La anticapați și la proști. Ce să fac? Bă, dacă se naște omul prost, nu poate să-i domn, vezi? Că e născut prost, țăran prost. Nu. Toată lumea trăia de la țăran, dar nu dă nimeni pe el nimic. La domnul trebuie stiloul numai, să-l pui la urechi și salut-i. Că domnul nu a învățat 20-30 de ani să se ia pe curare. E domn, mă! E domn! Și pe când ajunge țăranul la el, la doctor și la ce, de n-ai mărți cu o plasă de bani, nici nu se uită la tine. Dar în toată ziua să-i dai. Că i-ai dat astăzi o legătură, mânde nu-i dai, e bai. Hai să vezi. Cine-o împleci cu una, lungi-ai Domnul ziața, să trăiască mulți ai buni, să poată împleci cu unii, din cântări și rugăciuni. Maica Sfântă așa a zis că cine ei s-a ruga, orice ce are ea da. De boale l-a vindeca cu moartea când s-a rupta. Ia îngerul la mâna ca sufletul să-i leie și Dumnezeu. Dumnezeu îi ierte pe care-ți plecați, și cine a rămas, Dumnezeu să le ajute. Să le dea în minte și întâlnește. Și iartă, Doamne, pe toți și iartă și pe baba mea. Dumnezeu Sfântul să vă ajute și să vă împornenicea să mai merge să zâniți. Să vă ajute Dumnezeu să vă mai văd. Să vă mai văd. Bine că zâniți și Dumnezeu să vă poarte în pace. No, cum ce să zic, ce să fac? Ce să fac? E bine. La noi e foarte bine. Ei e bine. Nu știu cât a ține bine. Binele asta cine îl face? Noi îl facem. Păi, l-ai face cât e bine, dar dacă Dumnezeu îți ia mintea, atunci mie nu mă apar rău. Nu mai mi-e pe bine. Cât de bine ți-ai fac, dar faci, gândești că faci bine, dar faci rău. Și apoi îți pare rău că ți-ai făcut. Nu am mai trecut de tăte. Dumnezeu mu nu mai oprea lumea și copii și oameni și de amar. Aici mai de mult erau oameni mulți aici pe dearurile astea. Dar că era. Și cum vă înțelegeți? Vă ajutați? Nu, mai meream, mai zâneam. Nu pe lumea așa jângă și camu.
Nu pot lumea așa domnoasă ca am. Am o lume, doamnă, trebuie să sui la poartă când te duci. De mult o mărți încalțați, o mărți cu obținți, o mărți cu obiele, o mâncat unul la altul. Dar amul nu e așa. Amul nu-i vrea omul nici să grăiești cu el, dar să-mi iei în casă. Nu te mai teamă nimeni la el, am. Ce te teamă, că fuge de tine de căpuț. Na. Suntem tot pe fugă, Bade Coleșu, că nu mai avem timp să... Dar păi, cât păfugim și că nu ne uităm. Dumnezeu să vă ajute. Ce ați face dumneavoastră dacă ați fi tânăr acum? Ce ați face? Ați mai face agricultura? Am mai lucrat de-aș putea, dar când ești tânăr, îți stă capul la prostii. Nu mai stă capul la lucru. Eu. Mie tale, ce-ai schimba amul în lume ca să margă lumea cum trebuie? Da, mi-are bine veci. Bine veci. Că lumea o parasă țara, că s-o spar combinatul, s-o spar tăce, nu-i unde lucra. La lume le trebuie bani că fac castele. De 4-5 miliarde de 10. Acolo trebuie banarii. Banarii. Și apoi nu doarme. Că omul s-a păcut, își pe bucătărie afară. Și dorme acolo, nu dorme în casă? Dorme el acolo și femeia dorme în casă. Și el îl pune acolo să doarmă. Să nu doarmă cu el. Hai, doamna! Hai, Bade Coleșu, că asta e o rasă de oi foarte frumoasă. Bă, e frumoasă cui îți plac. Și cui lui îi plac nu-i frumoasă. Mie îmi plac, mă. Că la ele am crescut. Cum le ziceți la oile astea? Cum? La ei asta? Da, la soiul ăsta de oi. Breaza. Breaza. Dar așa mai albăstrii, cum s-ar zice. Și când le belești, cred că au cele albastră. Păi, nu m-am uitat, ce să spun, domnul. Soi rezistente, oi de munte aici, de care aveți nevoie. Care cum și eu, de pădure ai la urs. Să mă bat cu ursul aici. Păi, nici ursul nu o prinde, că asta e învățat aici cu sălbăticiunile. Păi, ursul știi, după care să dea, măi, ies, am uitat cum zic. Ovidiu. Măi, Ovidiu, după care bea că puge mai tare. Știi? După, nu se dă după aceea slabă, o lasă. Care vede că e mai tare, cum e breaza, cum e alta, pe aceea se dă. El nu se dă care vede că moare, că știi că e slabă. Știi că asta e grasă și a mâncat bine. Oi frumoase, să nu vă lepădați de rasa asta de oi. Păi nu, de astea oi cu măsamele, domnul Ovidiu, nu se prea găsesc. Pentru ce-o venit ăia de acolo? Din Făgăraș. Da, păi le place aia asta, mă. Când a venit Ovidiu la mine prima dată aici, nu s-a putut desparți. Am zis să tăie mere, că nu am. Lasă-mă. Bă, de nu mi-a răzdurnit aici. Nu mă duc că tare jubă îmi plac, mă, breazele astea. Vezi că la mine stă. Ai văzut? Nu. Te cunoaște. Mă cunoaște că nu le bat, ce le iubesc. Și ele, ai vrea ducă vrut să pugă acasă. Mai zi-mi odată, dumneavoastră de când umblați la oi? De când am umblat? Da. De când am pot de 8-9 ani. Tot cu ele am popăveci. M-am însurat, tot după voi am umblat. Am mai umblat și câte la o femeie când am pot tânăr, dar ce să fac? Noi lăsau că femeia de... Nu te duci la ea să becejești, te blastă-mă. Te blastă-mă. Nici o trecut pânga mine și nu mi-o zis nimic. Te blastă-mă și ptică blastă-mă, ales care-i văd după. Aceea se leagă, blastă-mă.
Nu, ce să faci? Ce înseamnă pentru mine tale să fii fericit, să fii bucuros? Ce ai spus să zic? Ce înseamnă pentru mine tale să fii fericit, să fii bucuros? Să fii când văd că merg animalele bine și copiii bine și eu bine, atunci am un pic de bucurie și de bunăvoință. Când văd că merg animalele rău și va slabe și voi slabe, păi atunci îmi iasă părul în vârful capului. Cum ai spus mie tale, trebuie să ai oi bune ca să poți să faci bani. Dacă n-ai oi bune, n-ai cum să faci bani. Păi au venit aici, uite ce să spun domnul Vin. O vrut din Băgăra să zi aici. Să dau 10 oi breză cu 115, cu 100 și aproape 200. 20 de milioane am vrut să-mi dai pe oaie. Să zie de acolo, mă, zic că să nu le dau. Ia cum zic la mine, nici. Vezi-le-ai. Hai, 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 hai. Dacă ai stat tătă vara cu ele? Zic, că nu le sfagez. De eu un pic de păină, urmalai să duc până acolo să le strâng și iară zi. Nu, ce să faci? Vara asta cum ți-o umbla cu oile prin câmp? Ai avut probleme cu lupul? N-am avut nimic. Aici de când am venit, de m-am mutat aici. Când l-o prestat. Aici umblă să te perea Dumnezeu. Dar toată vara n-am avut, nu am văzut nimic. N-am pățit nimic. Nu mi-o perit nimic. Nu. Ce să faci? Spune-mi niște întâmplări de demult. Ce? Întâmplări cu lupi. Cum ai avut? Păi lupul sare, omoară. Zăm o întâmplare de aia mai... Păi, sare lupul dacă n-ai grijă și omoară și ce ai făcut? Îi bugă că o strică și așa, ce faci cu ea? Stricată și omorâtă. Nici o poți da să o mănânce cineva, nici o mănânci tu, dar o mănâncă câinii. Ce să faci? Ce întâmplă? Chiotă, ca mai mulți lupi odată. Nu, păi... O mai îmblat, am unde vă câțiva ani m-am prea îmblat. Am avut tare bun câini, de pe mu. Aia ăsta nu-l poți dezlega că merge pe la câini și-i omoară. Îi prinde de grumașele pe capătul. Na. Ce să fac? Ce sfat le-ați dat la tineri? Ca să nu se piardă zona asta, montană, unde ești în etale. Le-am spus să muncească, să nu se, să se ia cu minți, să nu beie, să se îmbiece, să nu îți bată joc de nimeni. Și ce să le spun? Le-am spus bine. Apoi ei de cu eu, că zice că ești anticapat, ce să faci? Păi nu, ce-i? Nu poți zice nimic. Ce să faci? E bine. Nici așa cum ai zis mie tale că nu-i bine, nu sunteți primitivi, sunteți niște oameni foarte ieșteți, cunoașteți foarte multe. Păi da, așa zici oamenii că zice că ce stai aici, că ești primitiv și nebun. Ei nu pot să înțeleagă că mie tale aici te simți cel mai bine și aici ești în păcat. Păi nu, băi, aici am avut casă în țar și pământ, dar domnul, ăsta am uitat acum. Ovidiu. Ovidiu. Omul în sat, care pală salarii, trăia prost. Aici are vaci, are oi, are porci, trăia mai fericit. În sat nu poți trăi așa, poți trăi care au bani câte 102 de milioane pe lună. E raniță și mere la unicari și cumpără. Dar mie nu-mi zine 100 de milioane, poate în 3-4 ai, poate am cheltuit 200 de milioane vara asta. Dar de unde mai vine? De unde mai bine? Că el, cel doare capul. Că el merge să scoate banii și vine acasă, spală, se uită la televizor. Dar eu poate nu dorm și câte 3-4 nopți deloc. Că odată zine ursul, odată zine lupul, odată pată vaca, nu poate pata. Și știi cum e gospodarul. E mai și amar de capul lui. Ce să facă? Nu poate și toată lumea domn. Ce să faci? Trebuie să fii om, să fii domn. Să-l înveți, să fii domn.
Nu, ce să faci? Țăranul, nici dracu nu a vrut să se iede țăran. Nici dracu, nici în armată, zic, să nu se ie ca recut, numai catană vechi. Să se ie vechi, să fie el șeful. Dar de ce? Zice, el cucerea lumea asta, tete. Mai mări și mâine mări, eu nu știu cum îmi urmere, că nu știu nimic. Eu știu să stau aici, vezi că nu mă mai duc în sat, nu mă duc. Mă mai duc, eu ce să fac? Dumnezeu Sfântul să-mi ție pe toată lumea și să-mi dea putere să mor pe aici după voi. Să nu mor, să chinuiesc, că n-ai pe cum să mă chinui. Cam în lumea nu-i ca de mult că îi dau un miez de pământ, o rococioabă de casă. Am un post să-i dai toate bilile, că nu se uită la tine. Se uită numai să-ți iei banii, de ai bani. Atât ai tăi să-ți iei banii și să ducă, să-i petreacă cu nojule. Deci îți vrea binele, dar nu mai bine decât el. E bine când îi dai, dar el să-ți dea, el nu-ți mai dă. Un părinte poate avea grijă de 10-15 copii, dar aceia nu pot avea grijă de un părinte. Că toți îl mână de la unul la altul, du-te la el, du-te la acela. Ei, dar părintele cum îi ține și crește? Că e copii, că așa o fost de când e lumea, dar nu are bai nimeni de bătrân. Dar de ce nu mai se respectă bătrânii? Nu adică ce... nu știu, că nu toată lumea, nu pot să zicem de toată lumea, că sunt persoane care iubește bătrânii și îi respectă. Ei, dar prea puțini. Prea puțini. De ce s-au ajuns așa? Că mai de mult bătrânii erau niște oameni, și acum suntem niște oameni foarte înțelepți și de la care putem să învățăm multe lucruri și niște lucruri valoroase. Ei, dar ei n-au bai că să învețe de la un bătrân. Pare de-i spui, zice că e primitiv. Ce, de la cine un primitiv, ce pot prinde? Netale, te duci, dacă Doamne feri, dacă îi muri, te duci cu multe informații prețioase pe care poate nu le-ai zis la multă lume. Nu, păi nu le-am zis, altul nu-i vrea să-i spui, Domnul. Ți-e frică așa de moarte? Nu mi-e frică să fie mâini. Să vă văd în zine, că o iubesc să mă aducă. Ai, dar nu zine, că se teme de mine să nu o bat. Că am o botă acolo bună și când zine lovesc. Na. Pentru că ai ajuns la o vârstă și na, mă gândeam, de asta te-am întrebat, dacă vii frică de moarte. Nu mi-e frică, că n-a zânit. Ce simțiți? Ce simțiți? Așa că ați îmbătrânit și că... O trecut viața, n-am știut, în lucru și în ce trece viața mea de iar. Cinereața se duce, cinereața, haine, creață. Bătrâneață cu musteață. Ce să faci? E bine. De ce vă pare cel mai rău în viața asta când ați făcut? Păi nu-mi pare rău de nimic, că ce mi-a pare rău? Că n-am dat în cap la nimeni să mă blasteme, m-am bătut cu nimeni, nu, ce-i? Ce să fac? Cât am trăit, cel mai mult am dat de la mine. Cât de important e religia pentru dumneavoastră? Și... Important religia, că religia asta m-a ținut. Că nu m-a pot duce la o biserică, că acolo e sfințită, că mai zic eu un tată nostru pe aici, o nascătoare. Poate nu mi-e primite. Că... Dar poate ți-s mai primite aici decât la biserică. Pentru că știi de ce? Tale... Eu să-ți spun una ca 100. Am o lumea mere numai de fală la biserică. Și de când a intrat în biserică și a ieșit, tot se uită. Cum e îmbrăcat? Cum e încălțat? Cum e șea? Cum e șea? M-am mai dus odată în sala popa după să-mi dă un tine tamâie. Și ne-a luat o plănie de asta pe mine, știi? De asta. Da. Curată, nu? Și am plecat de aici și m-am luat și am luat-o cu înaintea înapoi. Și am... Nu. Da, când am ajuns acolo, o pun niște babe pe la popa. Eu nu m-am mai uitat că cu mult. Am văzut că nu... Hai, zice, atâta lucru ai, că zice, ți-ai luat planeaua cu înaintea înapoi. Hai de mine și de mine.
Asta ce-mi lătiești, mă uit așa ei, dar pe tot a mea ei. Ei, dar vezi că și-o văzut. Mere la biserică, nu mere să roage lui Dumnezeu să țipe o lacrimă și să plângă. Că vezi ce n-a cazul vine peste noi. Fără să uită cum e îmbrăcat, ce are pe el, cum e, cum e și-a. Nu se uită, nu condim pe nimeni, nici nu judece pe nimeni. Dumnezeu a judecat lumea, nu se judecători. Nu mă grăim cum e lumea, mă. Amu-i greu să mă arg un pic pe jos, știi? Dar mi ai văzut eu în azi, nici nu mi-e greu. Și de căzut să mă duc, mă duc până în sat, amu, nu mi-e greu, că-mi place să merg. Dar lui e greu să mă arg de la cocioaba asta până la biserică pe jos. Fără mașina, să-l ducă pe mașină. Să-l ducă până acolo, ducă-l boala cerea. Dar eu când mă duc ea de aici până în sat și zin, nu mai e beceșugul. Și pe el îl ia până acolo, să duce cu mașina. Nu, dar ce să faci? Așa e lumea și oamenii și domnia și bogăția în țara asta. O bobine, domnul Ovidiu, că de atâția ani nu pe războaie nici greutăți, poate buieci lumea. Că bărbatul a fost acasă, o mărți o câștigat, au dus bani, s-o fac cu vile, s-o fac cu tomele. Și în bujdile astea pe aici și pe în sat, nu mai trebuie un cas, bujdă. Omul să stea eu la bloc, acolo le trebuie la lumea, mă. Dumnezeu Sfântul să te bucure și să ai narol la copii și la familie. Și să dea Dumnezeu Sfântul și Tatăl Sfânt. Și puternic și Sfânta zi de astăzi, să mă rog lui Dumnezeu și Tatăl Sfânt. Dumnezeu Sfânt să vă ajute și Tatăl Cel Sfânt, să vă bucure Dumnezeu și familia și copilașii și copii și părinții și poate să-i pomenea Dumnezeu Cel Sfânt care trăiesc. Domnul Sfânt și puternic, să o ierte și pe gurbanoaie și ierte pe toți care-s plecați. Tatăl Sfânt și scump și puternic, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-ți numele Tău, să iei voia Ta, facă-ți împărăția Ta, precum ești în cerul și pe pământ, punea noastră de toate zile, dă-ne nouă astăzi și ne iartă păcatele noastre, cum iertăm greșitelor noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne mântuiește de cer rău. Că Tău este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Sfântă Fecioară, bucură-te mare ce ești plină de rămâne. Domnul este binecuvântat în pântecele Tău, că ai născut nouă pe Hristos, pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Marie, Mama lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, și acum și moara morții noastre. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Doamne, îndură-te, spune o Tată Sfânt, ajută-ne, Doamne, la Tată, și ajută și la oamenii ăștia care au venit la mine. Dumnezeu să vă ajute, multă sănătate și la să vă poartă în pace, să vă mai văd, nu știu că mă vedem urmă. Nu am... Nu mai mere, ne cari. Mă duce pe aici în bală, că nu știu. Nu te rămas ceva pe acolo. Nu. Ia! Uite între voi, văd 10 lupi. 10 lupi, uite între voi. Ei. Și am avut mai multe voi ca amu. Văd 250. Voile s-o strânsă pânga mine, știi așa? Și ei cu gurile pântre voi așa. O poțeapine. Nu mi-au luat nimic, nu mi-au stricat nimic. O zâni câine s-a dus în bețe și n-am bățat nimic. Nu. Ce să fac? Te-ai speriat atunci? Nu m-am speriat, eu am mai bătut lup. Am mai bătut lup și urci. Eram tânăr, eram de 20 de ani.
Și o sărit unul pe un urs pe o vacă, dar eu încă am pop prost. Eu am pop lângă oi, am lăsat oile, am auzit că răgnea vaca. Și m-am țipat acolo, dar m-am țipat serios, ursul pe pe vacă. Și apoi am avut când să s-o dus în bece și nu m-a omorât. Na. Dar așa să se țipe mai mulți lupi între oi, dar să muști, să rumpă din noi, ai pățit? N-am pățit. Să țai așa cu deataria, n-am pățit. Nu, ce să spun, spun ce este. Na. Ce să fac? Ce e mai rentabil pentru netale? Să acum ții... că ai, da, să ții oi sau vaci? Știi ce s-a orientat în viața mea? Cât am ținut oi, vaci, de tăți am ținut vaci, și 10, și 20, și 30 am avut, că nu mințe și oi. Ce s-a orientabil e porci, scroapa cu porcii, aia de bani. Ca aia, nu trebuie să ții ca oaia 2-3 ani și ca vaca 5 ani. Aia pată de 2 ori pe an, toamna și primăvara, aveam câte 100 de porcii. Am avut 2 cai, puneam pe cai și au fost soi de porc bun. Slanină, când îi purjolem, că purjolea cu paie. Apicuria un sarea din tei, n-ai avut. Aia ieșeau niște tare de carne, gândești că e de cal. Nici slanina nu o poți mânca. Și carnea e tare, când o să ieși, dar numai așa văd o faci pe mașină. Nu, așa e lumea. I-am avut 2, am tăiat și bine, sigur, nu mai țin așa, mă. Că mai tăia câte un dițel, mai câte un miel. Și carnea de dițel încă trebuie făcută bine. Cum o fa, aici nu-i cine o fa. Piptele și jnițelul și doamnele pânca ea sunt fulcate și cu câte se puie vinuri acolo, se puie beceșug. Netale, de câte ori mănânci pe săptămână carne? Mănânc carne și o dată, și două ori, și de trei ori, de câte ori o apuc apa. Că carnea nu-i ca laptele, să mergi să mulți vaca să-l vei. Carnea trebuie făcută. Am într-o țară, am pus niște carne la foc cu curieci și am pus două linguri în pagete sub să nu s-a pus. M-a durnit și-a scăzut apa și-a ars toată. Nu, ce-i fa? Nu te petești. Ai rămas plământ? N-am rămas, că am avut mai mâncare, dar nu. M-am uitat, am adurnit. Și-o zine și niște prieteni la mine. Și-o sta până mai târziu și n-am băut, am băut o bere, nu. Dar am adurnit, am făcut cald în casă, m-am dezbrăcat un pic. Nu, și pe când mă scol, bă, că pute arz, mă, dar pe ce-i? A, păi carnea e dogorită, nu? Ce să faci? Laptele noi și țărănii, laptele n-ai de-l, dacă vrei îl seri, dacă nu îl bei așa, ori îl mănânci cu coleasă, cum mâncam. Ori mănânci groșorul, faci o miez de balmă, cum e țăranul, nu? Ba, Nicoleșucă, e bine să urâm, să purtăm ură? Nu. Ura și e mult, că nu te poți împaca cu omul dacă vezi că tot îți fă rău. Am până când, până îmi nibeli pielea de pe mine, ori mă duc la Dumnezeu, ori mă duc la dracu. Nu te pot arabda atât. Ca și o femeie, tot bate o român din gură ca un porc de pădure. Ha, mama, păi, până când? Bă, e bine în familie să ai liniște și atunci poți bea un par de orică, nu că mâncare, orice mâncare, dacă se ia și o mănânci, tot e bună. Păi dacă mai mergi la femeie și tragi o palmă și o rompticior în cur și se vaie, dar păi ce ai făcut? Noaptea mai te duci la ea? Ea mai stă să te duci la ea cu plăcere, pare de te dai așa ca ursul cu datoria pe ea. Nu-i bine să lovești femeile. Lovesc că nu. Nici femeia nu trebuie să zică nimic, nici bărbatul. Dar, mă, se mai întâmplă, mă, că dacă vrei să te spadiești și de la o coleasă, când o faci, ori de la o pită de o ars. Ori că n-ai cumpărat bine. Sunt oameni întăpeliu.
Că eu cât am trăit pe lume, n-am făcut deosebire de bani, să nu-i dau la femeie, să nu știm de bani. Dar mă, ori cine așa la acolo, îl lazără acolo. Știu că te lăsăm sănătos, să fii sănătos și să ne vedem cu bine. Dumnezeu Sfântul să vă ajute. Să nu mulțumesc, nu mă supăr. Să vă ajute Dumnezeu, să vă...